ce am citit acum ceva important, că s-a obținut acreditarea unui organism, îmi scapă, cu Delta Văcărești, ca să zic așa. Ce s-a creat acolo? Un organism de supraveghere? De... S-a creat un organism, un consorțiu, care, condus de Primăria Municipiului București, care trebuie să implementeze un set de măsuri menite să transforme această rezervație naturală într-un obiectiv turistic. Va avea un consiliu de administrație. Noi sperăm din tot sufletul să facem parte. De altfel, Consiliul Local Sector 4 și-a exprimat dorința de a face parte din acest consorțiu de administrare. Domnul primar general Nicușor Dan și-a luat acest angajament că și sectorul 4, pentru că e pe rază sectorului 4 acest obiectiv, va face parte din acest consorțiu de administrare. Ne dorim... Dar eu, ca turist, adică eu, turist local sau japonez, ce fac? Ce... Vin acolo, cumpăr un bilet, mă plimbă cineva cu o gondolă, cu... Astăzi, din punct de vedere turistic... Watch bird ăsta, mă uit după păsări sau ce... Astăzi, ca simplu cetățean, puteți să luați un binoclu și să vă uitați. Mai mult decât atât, nu aveți ce să faceți. De aceea, aceste lucruri trebuie spuse în valoare. Ca să le punem în valoare, în primul rând, trebuie să știm ce vrem să facem acolo. Iar pentru asta, pelicanii să se înmulțească, ce zic? Pentru asta avem nevoie de un concurs internațional de soluții. Avem nevoie de oameni care au făcut studii de specialitate și care au o viziune despre obiective de genul acesta. Ăsta este primul pas. Apoi, după ce stabilim cu exactitate ce vrem să facem, trebuie să realizăm un studiu de fezabilitate, tocmai pentru a vedea care sunt costurile ce le presupune un realizarea lucrurilor pe care ni le-am propus și ulterior să și implementăm deciziile pe care le-am luat. Sunt niște pași, din păcate până acum am fost doar admirativi, este foarte frumoasă zona, a vorbit toată lumea despre ea, dar pași concreți în acest sector de activitate până acum, pentru că este o realitate, de-abia acum Administrația Aerilor Protejate a desemnat Primăria Municipiului București ca și câștigător al acestei proceduri și începând de astăzi putem să facem ceva. Terenul al cui e? Nu erau oameni, case acolo sau era câmp? Nu, terenul acela aparține astăzi Ministerului Mediului, mai exact Administrația Aerilor Protejate. Deci n-am fost niciodată așezări umane acolo? Nu. Nu, au fost doar improvizate, din păcate. Nu de astea ad hoc, așa, ad hoc, la fost, căruță. Da. Au fost... Deci acolo se termina Bucureștiul, mai încoace, pe la Șincai sau pe... Bucureștiul se termina, da, noi am reușit să le extindem, nu numai în privința Deltei, ci inclusiv în privința zonelor pe care încercăm Delta să le valorizăm. Deltei, zici că nu curg niște râuri pe acolo sau niște... Sunt... În subteran, sunt în subteran pentru că există o rețea hidrografică în zona respectivă, dar de aceea avem nevoie de oameni care se pricep la chestiunea asta ca să facem împreună cu ei. Cu din asta menajere, cum vă descurcați cu gunoi în sectorul 4? Ne descurcăm... Tot cu orientarea asta, eco, sticlă, așa, nu vorbesc de... De fapt, știți ce vreau să vă întreb? Sunt primul din administrația asta publică, locală. Dom'le, când s-a făcut un bloc de la de 10-12 etaje, Ceaușescu a zis, la topogan, punga. Să blocau mirosuri, gălăgie. Cum? Ce se va întâmpla peste 10-15 ani? Când mai repede se va întâmpla. Cum? Cum îl convingem pe omul de la etajul 12 să rezolve situația cu gunoi? Trebuie să avem răbdare cu omul și să explicăm. Pe de altă parte, în timp ce avem răbdare, aceste sisteme care nu sunt permise în Uniunea Europeană vor trebui înlocuite cu variante alternative. Sunt variante alternative, ele presupun... Adică ce face el cu gunoiul de la etajul 12? Pleacă cu el în servietă? Deci, în mod normal... Aveți un plan deja convenabil de
butoaie de alea mari, galbene, verzi, albastre, de sticlă. Da, de... da, avem și tocmai... Îl putem premia pe cetățean, nu în sectorul 4, în toată lumea asta, dacă el deprinde conștiința să coboare cu plasticul, cu hârtia, cu alea, primăria are un sistem de gratuități, de premiere, de apreciere, nu știu cum să zic. Este foarte important pentru fiecare om să știe cu cât reușește să colecteze asociația de proprietari mai mult, cu atât taxa de salubrizare poate să ajungă la zero. Am înțeles.